Dai trei pată. Un și Corin. Un și I'm thinking out loud. In Hartford, Hereford, in Hampshire, hurricanes hardly ever happen. Suntem în 2018. Facem repetiții. Ne pregătim să aniversăm 150 de ani. Vi se pare mult? Vi se pare puțin? Liceul a însemnat un vis. Liceul Cantemir a însemnat enorm. E o emoție și noi credem că e o mândrie. O onoare să faci parte din familia colegiului Cantemir Vodă la aniversarea a 150 de ani. Acesta este un film făcut de noi, cu noi, despre noi. Avem realizări, avem proiecte și avem istorie. Vom începe cu trecutul. Cum a fost acum 150 de ani? În 1868, suntem în plină afirmare a conștiinței naționale. România se modernizează. În București ia ființă gimnaziul Matei Basarab, în paralel cu liceul cu același nume. Primii ani sunt grei, cu lipsuri, școala mutându-se dintr-o clădire în alta. Strada Sfinților, curtea Bisericii Zlătari, apoi cea a Bisericii Sfânta Ecaterina, strada Fântânii. Belvedere, Primăverii, Lahovari sunt adrese pentru scurt timp ale unui gimnaziu cu structură incompletă. În 1876 se despart limba română de latin și geografia de istorie. Pare firesc azi. Sunt introduse caligrafia, fizica, muzica și gimnastica. În 1878, gimnaziul schimbă numele în Cantemir Vodă. Anul școlar se împarte în semestre încheiate cu examene. Promovarea clasei se baza pe aceste examene și pe mediile lunare. Eu nu mi-aș dori așa ceva. Vedeți, școala este până la urmă o legătură între elev și profesor. Celelalte lucruri se duc încet, încet, le uitați. Dar legătura dintre elev și profesor rămâne foarte puternică, pentru că elevul vede în profesor câteodată un cetățean oarecare, pentru că profesorul nu are capacitatea ca să fie aproape de elev, dar câteodată, și asta e miracolul învățământului, câteodată elevul vede în profesor un mentor, un adevărat părinte. În 1915 începe construcția actualului sediu după proiectul arhitectei Virginia Haret. Se ridică partea dinspre Bulevardul Dacia, după 9 ani corpul central și după aproape 20 de ani aripa din strada Viitorului. Astfel, în 1934, construcția a căpătat forma cunoscută astăzi. La sfârșitul secolului XIX crește numărul de clase și de elevi. Se dorea transformarea în liceu. În 1916 vine războiul. Bucureștiul este ocupat de nemți. Localul este părăsit, gimnaziul Cantemir își găsește refugiu în alte școli. În primăvara lui 1919 încep reparațiile și se rea construcția. În septembrie, gimnaziul devine liceu. După Marea Unire, profesori și elevi, animați de dorința de a contribui la ridicarea neamului și culturii românești, au pus baze solide pentru succesele obținute de școala noastră în anii ce au urmat. Aducem un omagiu directorilor de atunci, Constantin Ștefănescu Priboi, V.D. Păun, Pană Constantinescu, Vasile Mândreanu, Nicolae Florescu, Nicolae Bănescu. 28 de ani, între 1910 și 1938, director al liceului Cantemir a fost profesorul de latină germană Vasile Șuteu. Exigent față de sine și de colegi, bun dascăl, organizator, conducător. Lui se datorează în mare măsură nu doar construcția clădirii de azi, dar și ridicarea liceului în rândul celor mai bune din țară. De-a lungul timpului, lista profesorilor cuprinde nume ilustre ale culturii naționale. Membrii ai Academiei Române, geograful Simion Mehedinți, istoricul literar Gheorghe Bogdan Duică,
istoricul Constantin Giurescu, bizantinologul Nicolae Bănescu, istoricul literar Nicolae Cartojan, matematicianul Traian Lalescu, doctor în matematică la Sorbona, matematicianul Șerban Țițeica, vicepreședinte al Academiei, apoi, tot cu un doctorat la Sorbona, botanistul Marcel Brânză, Dan Barbilian, doctor în științe matematice, cunoscut de elevii contemporani mai degrabă ca Ion Barbu. Cred că m-au marcat profesorii, pentru că profesorii buni pe care i-am avut, nu știu dacă s-au mai născut sau se vor mai naște. E adevărat că la o anumită vârstă încep să idealizez trecutul, însă am avut niște profesori atât de remarcabili încât nu pot să uit. Cu așa profesori excepțional în perioada interbelică, elevii au avut succes în cele mai diverse domenii. La matematică, importantă din prima zi, cantemiriștii colaborează la Gazeta Matematică și publică în revista și Curierul Matematic. Au o preocupare permanentă pentru fizică și chimie. Liceul își câștigă treptat respectul țării. În 1937, Ministerul Educației Naționale mulțumește oficial pentru pregătirea candidaților la examenul de bacalaureat. Pentru a lărgi orizontul elevilor, în 1933 se înființează comunitatea de muncă. Din program fac parte corul și ansamblul de muzică instrumentală, laboratorul pentru experimente, cezătorile literare, tirul, atelierul de croitorie, legătoria de carte, împletiturile și traforajul, sculptura. Căci, ideal ar fi ca elevii să petreacă și după masa la școală, care ar răspândi în cazul acesta mai multă lumină și cultură. Să prepare lecțiile pentru a doua zi, să fie ocupați cu studiul și lucrări în direcția aptitudinilor lor și ca variație utilă să facă sport supravegheat, lectură în bibliotecă și să vadă filme potrivite cu vârsta. Corect! Pentru că din 1928, Liceul Cantemir avea sală de cinematograf, unde operatorii erau chiar elevii. Cantemirul a fost o emblemă. Culoarea roșie, ca atare, de pe chipiu și după aceea, mai ales pentru cursul superior, faptul că ni s-a atașat o banderolă pe culoarea roșie, care indica că suntem adolescenți, suntem trecuți de 14 ani și suntem liceeni. Ce mai făceau elevii în anii 20-30? Șezători literare și muzicale, în școală și la sate. Făceau mult sport. În 1935, echipele de volei și de basket au câștigat campionatele capitalei. Apoi, în 36, se înființează societatea Avântul Sportiv. Vara se mergea în colonie la Techirghiol, în excursii în jurul Bucureștiului sau în țară. Și an după an, cinstirea lui Dimitrie Cantemir la 26 octombrie s-a transformat într-o festivitate cultural-artistică. Beneficiile materiale ale serbării au fost folosite atât pentru înzestrarea școlii cu material didactic, cât și pentru ajutorarea elevilor săraci. La așa profesori, așa elevi. Ascultați cum sună o listă cu doar câțiva dintre absolvenții de seamă ai liceului nostru. Ștefan Lucian, Cincinar Pavelescu, Haralam Leca, Petre Antonescu, Gheorghe Duca, George Mihail Zanfirescu, George Călinescu, Tudor Arghezi, Henry Stahl, Ion Toboșaru, membrii Academiei Române, Șerban Papacostea, Daniel Danielopoulou și George Georgescu. Mă întreb, oare eu voi ajunge vreodată pe listă? Reveni la istorie. Vine perioada războiului. Școala ajunge sediul marelui stat major. Clădirea e atinsă de cutremurul din 1940 și apoi de bombardamentele americane din 1944. După război, au loc schimbări majore. Din 1957, liceul are ciclu complet de 11 clase mixte, fete și băieți. Printre absolvenți se numără Vladimir Beliș, Șerban Dragomirescu, Răzvan Teodorescu, Mihai Zanfir, Cristian Benedict, Matei Alexescu, Sir George Iacobescu, Boldur și Florentin Stăncescu, Radu Boroian. În 1965, numele se schimbă în liceul Dimitrie Cantemir. Se trece la învățământul de 12 ani și examen de admitere într-a noua. Apar clasele de matematică, de fizică și chimie.
Recunoașterea rezultatelor deosebite, în 1971, liceul e vizitat de savantul Henri Coandă. Se îmbogățește dotarea, se dezvoltă mijloacele moderne de predare, se înființează trupa de teatru, se organizează expoziții și acțiuni educative. Sunt organizate matineele liceului Cantemir cu invitați personalități ale vieții literare și istorici de la muzeele din București. În 1977 se desființează liceele teoretice. Cantemir intră în subordinea Ministerului Industriei Ușoare. Sunt introduse materii noi, dar ținuta și performanțele liceului rămân aceleași. Directorul Marin Crăciun și profesorul Gheorghe Rizescu înființează cercul de informatică, dând tradiției matematice un nou orizont. Apar primele premii la olimpiadele de informatică și astfel se pun bazele unui domeniu nou, care avea să aducă prestigiu și multe bucurii. În această perioadă sunt elevii liceului. Mircea Cărtărescu, liderul generației literare 80, și artiștii Emil Hosu, Vlad Rădescu, Ion Dichiseanu, Nicolae Brânduș, Margareta Pâslaru, Anda Călugăreanu, Ștefan Bănică, Mihai Constantin, Lucian Pintilie, Dan Necșulea, Radu Penciulescu, Gelu Colceag. N-ai zice că vorbim de un liceu de realiști. În 1990, Cantemir Vodă redevine liceu teoretic, iar în 96, Colegiul Național. Viziune, pasiune, determinare, conducerea, de fapt, tot corpul profesoral, orientează procesul educativ spre domenii științifice și practice de interes nou, iar rezultatele elevilor confirmă. Directorul Marin Crăciun obține înființarea claselor cu profil de informatică, pe lângă cele tradiționale, cu profil real și uman. Noul centru de informatică trece de la HC85 la IBM PC și Apple Mac, o rețea cu periferice moderne, softuri educaționale. Centrul devine rapid o atracție pentru elevi, mai ales datorită pasiunii și muncii depuse de profesorul Radu Jugureanu. Apar laboratoarele de limbaje de programare, DTP, multimedia și sisteme de operare. Avem premii naționale la Olimpiada de Informatică, la concursul de creativitate și soft educațional, la concursul de eventică. La Olimpiada Internațională de Informatică, Mugur Andrei Caia premiul 2, iar Raluca Sauciuc locul 1 cu punctaj maxim în Statele Unite. În 1999, SIS conființează la Cantemir Vodă prima academie din România. Profesorul Emil Dragomirescu este primul coordonator și instructor alături de Alexandru Popa. În 2002, la conferința Cisco Learning Community de la Copenhaga, Cantemir primește distinția de cea mai bună academie din spațiul EMEA. Între instructori se regăsește managerul tehnic de azi în echipa Android Studio de la Google, Raluca Sauciuc. În 2003, Colegiul Cantemir participă la programul Academiei Oracle University. Implicate în proiect, trei doamne profesoare, Florentina Mocrienco, Rodica Bălașa și Teodora Negrilă. În același an, trei eleve, Ana Maria Roșioară, Andreea Neagu și Adriana Cocic, câștigă locul întâi la Cupa Siveco cu un pachet de lecții de informatică și chimie în format electronic. Aceeași echipă impresionează apoi la Berlin, la conferința internațională Educa. Mai spune cineva că informatica este pentru băieți? De fapt, perioada dintre 90 și 2004 e de neuitat. S-au muncit cu pasiune, s-au legat prietenii pe viață, s-au conturat cariere de succes. Profesorii își amintesc cum, seara târziu, trebuiau să-i dea afară din laboratoare pe elevi și să-i trimită acasă, pentru că lucrând, pierduseră noțiunea timpului. Apar poli noi de interes, roboții, proiectele internaționale. În 2016, Cantemir câștigă locul al doilea la World Robot Olympiad. Foștii noștri elevi scriu cod pe toate meridianele Pământului sau predau la universități de prestigiu. Dar cantemiriștii nu fac performanță doar în informatică. Aproape că nu există domeniu în care elevii colegiului nostru să nu câștige premii. Un director nou, Aurica Olteanu, profesor de limba română,
a dat elan științelor umaniste la sfârșitul anilor 90. Avem premii la olimpiadele naționale de română, franceză, germană, la latină, la psihologie, biologie, geografie și, în continuare, la matematică, fizică și informatică firesc. În 2002, Gruia Bădescu obține medalia de aur la Olimpiada Internațională de Geografie în Africa de Sud. Și pe când instruirea înflorea, școala se dărâma. 100 de ani, războaie cu tremure, riduri adânci. Bătrâna doamnă, monument istoric, intră pentru reabilitare în planul Băncii Europene de Investiții. În 2007 începe renovarea. 3 ani grei de navetă. În 2010 avem casă nouă, cu laboratoare moderne, cantină, sală de spore făcută și teren de basket în curte, cu mansardă pentru laboratoarele de informatică și cu spații de recreere pentru elevi. Colegiul se transformă într-o casă pe care o iubesc deopotrivă și elevii și profesorii lor. O centenară cu suflet tânăr. În Colegiul Național Cantemir Vodă funcționează Centrul de Inovare și Transfer Tehnologic, unde s-a lansat noua tehnologie didactică cu soluții integrare de soft și hard. A fost elaborat primul manual electronic interactiv de matematică pentru clasa 5-a. La vremuri noi, activități noi. Din 2006 participăm la proiecte internaționale finanțate de Comisia Europeană prin programele Socrates, LLP și Erasmus+. Ce am învățat? Să lucrăm în echipă, să fim prieteni, să împărțim rezultatele bune. Am văzut, am făcut, am zâmbit. Ba, ne-am și jucat. Toate aceste activități au un element comun, limba engleză. Din anii 90 avem clase de engleză intensiv, iar din 2010 clase bilingve. Profesorii noștri se perfecționează la British Council, Cambridge Schools, International University of Krems. Elevii câștigă premii și burse de studiu la concursuri și olimpiade organizate de Fisher International, Express Publishing, Comisia Fulbright, Shakespeare School și Departamentul Cultural al Ambasadei Americane. A meritat revista Cam Uitas, împreună cu elevi din Franța și Ungaria. Din 2010 am coordonat proiectul EcoArt, implicând școli în Marea Britanie, Cehia, Italia, Turcia, Portugalia. Luptăm prin artă pentru protejarea planetei. Din 2013, Citizen of Careland, un proiect în 12 țări, a avut ca scop implicarea tinerilor în problemele actuale ale Europei. În prezent, derulăm 4 proiecte europene cu parteneri din 5 țări. Elevii și profesorii participă la cursuri de perfecționare și integrare a tehnologiilor moderne în actul educațional. Evident, suntem activi și în proiecte românești. Festivalul LICART, Festivalul Narativ, Fotoclub, Civitas, Artitudine, Autentic Teen, Infofest, Intersecții Culturale, 5 licee, 5 muzee. Să mai continui? Și la școală? Evident, culegem în continuare premii la olimpiade. Lista e lungă. Ne remarcăm chiar și la Terra și la concursul de literatură și pictură. Din 2013 avem clase de gimnaziu. Copii de la 10 ani într-o mare de adolescenți. Anii trec, cei mici prind repede pulsul școlii, se înalță. Locul 2 pe țară la robotică. Au înțeles repede. Și în afară de tocit, o mulțime de activități. Debate, cor, teatru. Luăm și aici premii. La festivalul de colinde, la concursul chanson francofon. Cititul știu eu. E așa, ca un desen. Acum am înțeles și eu cum se scrie. Și facem și sport, nu doar pe telefon. Primul meci cu Mihai Viteazu l-am avut în 1927. Avem tradiție, deci. Echipa de fete e campioană în 2006 la Olimpiada Națională. Băieții an de an finaliști pe zonă. Sunt rezultate mari. În 2016, băieții au câștigat Festivalul Tineretului și Sportului. Fetele au jucat finala după un an. Mai știm și tenis, șah, facem sport. Ca unul care am participat la aniversarea centenarului liceului și descoper acum că au trecut 50 de ani, nu pot decât să mă gândesc cu nostalgie și cu drag la școala pe care am urmat-o și sper ca și actualii
elevi să fie înțelepți mai devreme decât am devenit noi? 2018. Cantemir la 150 de ani. 800 de elevi. Promovabilitate la bacalaureat de 100%, cu două medii de 10 curat. 99% dintre elevii noștri intră la facultate în țară și în străinătate. Cifre frumoase, care vorbesc. Cantemirul rămâne pentru mine o amintire frumoasă dintr-o epocă istorică mai puțin frumoasă. Ce doresc liceului este un alt 150 de ani cu aceleași succese, să meargă din ce în ce mai bine și să producă oameni din ce în ce mai buni care să reprezinte țara și să fie totdeauna o mândrie pentru poporul nostru. Una dintre cele mai bune școli din România? Nu ne lăudăm. Sunt fapte. Am fost, suntem și vom fi o elită. În fruntea zilei de mâine. Cantemir este numele școlii ai cărei elevi suntem noi, suntem noi. Sus fruntea că știm să fim soli progresului vremilor noi. Colegiul Național Cantemir Vodă, cursuri extemporale, un pic de chiul, teze, ședința cu părinții, laboratoare, diriga, olimpiade, recreații, proiecte, morală și iar olimpiade, bacul. Creștem de 150 de ani. Când mă gândesc la liceu, păi, nu știu dacă sunt, e foarte greu să faci o ierarhizare a gândurilor. În primul rând că eu intru în liceu aici, n-am mai intrat de la terminarea liceului. Și dacă vă spun anul care am terminat, o să vedeți ce timp a trecut de atunci. Eu am terminat liceul în 1948. Deci câți ani sunt de atunci până acum, puteți să socotiți. Și evident că în momentul când am intrat acum, după atâția ani de zile în liceu, m-am uitat să văd ce e schimbat. Nu e schimbat mare lucru, decât casa directorului, care este prima clădire mică. E o căsuță frumoasă, drăguță, cochetă, în care era casa directorului și care am auzit că este acum bibliotecă. Și imediat lângă ea este sala de gimnastică, care este încă în ființă, iar în rest nu s-a schimbat nimic. În altă ordine de idei, sigur că cu ocazia asta și cu alte ocazii, mi-a tot aduc aminte de vechii mei profesori și de cât muncă se depunea pentru a învăța de la fiecare, pentru că erau într-adevăr niște profesori cu totul și cu totul remarcabili. Gândul, sigur că este legat și de prezența tatălui meu, care a lucrat timp de 36 de ani în acest liceu, a predat franceza, el a terminat doctoratul și și-a publicat teza la Paris, fiind și elevul lui taică-miu în mod obligatoriu, dacă lucram aici, dacă învățam aici și tata era profesor, am fost și elevul lui tata. Așa că toate gândurile sunt legate de prezența tatălui și de a profesorului cu care era el coleg și pe care eu i-am avut profesor la diferite materii. Erau două direcții importante în care, să zicem, se înghesuiau cei care terminau liceul. Fie spre partea tehnică, ca inginer, fie spre medicină. Acum, eu, spre deosebire de sora mea, nu am avut înclinații spre matematică. Acum, nu sunt sigur dacă asta a fost ceea ce contează sau
A fost sigur asta care contează, dar vorbim de înclinația spre matematică. Nu știu dacă se datorează mie sau unui profesor de matematică pe care eu n-am reușit niciodată să-l înțeleg. Văzând că nu merge matematica și pentru că exista posibilitatea în clasa 6-a, cea în care ești acum, să optezi în ultimii doi ani de liceu, respectiv 7 și 8, fie către realul, așa numitul real este partea tehnică, în care se preda majoritatea, erau matematică, fizică, erau principalele obiecte, sau către partea umanistă, și spre asta am înclinat eu, în care predomina literatura. Și în lipsa talentului de matematică, am optat pentru modern și de acolo sigur că a plecat nu spre partea tehnică, ci spre medicină. Spunând că acestea două erau meseriile care îți dădeau așa o altă perspectivă și socială și profesională. Tatăl meu a fost asistentul lui Charles Drouet. Charles Drouet a fost titularul Catedrei de Limbă și Literatură Franceză de la universitate. A fost mult timp asistentul lui. Și cu Charles Drouet a și compus manualele de limbă franceză, după care au învățat generații de elevi. Deci era cartea de liceu pentru toate clasele. Deci avea pentru fiecare clasă, începând cu clasa 1-a de liceu, actuala a 5-a, ca să pot să mă înțeleagă lumea de acum, dar eu am să continui pe vechea denumire, așa încât să rețineți acest aspect. Și până în clasa 8-a avea manuale de limba franceză în care scria Langue Française și autori Charles Drouet și Alexandru Beliș. A optat pentru cariera de profesor de liceu. Totdeauna am avut relații cu foștii săi elevi care vorbeau, sigur, admirativ despre el, dar ceea ce era caracteristic și cred că asta ar merita de semnalat este faptul că el încă din clasa 1 de liceu, deci din primul an când copilul intra în liceu, nu vorbea în română. El intrând în clasă spunea Bonjour mes enfants. Și deci de aici decurgea și el, majoritatea elevilor pe care i-a avut și cu care am rămas eu în relații, între care și domnul academician Răzvan Teodorescu, care a fost tot elevul lui taică-miu și lucrul ăsta probabil că o să-l ateste cu ocazia unui interviu, dacă l-ați luat sau o să-l luați. Părerea asta cu totul specială, în care toate cursurile lui se desfășurau în limba franceză. Și de aia cel care apuca, mai era încă un profesor de franceză. Unii apucau pe tata, alții pe celălalt. Dar acei elevi care începeau cu el franceza din anul 1 până la terminare în clasa 8-a de liceu, vorbeau franceza perfect. La sfârșitul liceului vorbeau perfect franceza. Bine, eu vorbesc franceza perfect, că vorbeam și în casă franceză. Dar asta este situația. Nu, cred că m-au marcat profesorii, pentru că eu susțin, poate că greșesc, dar susțin că profesorii buni pe care i-am avut, nu știu dacă s-au mai născut sau se vor mai naște. Adică, nu, să nu fiu pesimist. E adevărat că la o anumită vârstă încep să idealizezi trecutul, însă am avut niște profesori atât de remarcabili încât nu pot să uit niciuna din materiile pe care mi le-a predat. Au fost perioade și de greutăți, pentru că în perioada după 44-45, eu am terminat în 48, a început perioada grea a comunismului, în care ne obliga la muncă zisă patriotică. Mi-aduc aminte că am construit prin muncă patriotică un teren de sport pe o stradă în apropierea liceului. În afară de matematică, ne-am avut medii slabe, iar în anul 6, când a trebuit să și optez, abia am reușit să promovez. Restul mediilor erau medii foarte bune, iar bacalaureatul l-am luat cu nota maximă. Mi-aduc aminte, nota 9-30. Asta a fost nota maximă.
Da, eu aș zice că este unul dintre liceele proeminente din capitală, din București, și cu o mare tradiție, construit de un cunoscut arhitect și care a scos generații de profesioniști foarte buni, pe care cu ocazia aniversării a 150 de ani, cu siguranță o parte din ei îi veți vedea, astfel încât ce pot să urez cu acest moment aniversar decât să continue pe drumul pe care a început și să formeze în continuare oameni de valoare. În anul 5, când am avut un extemporal la fizică, profesorul de fizică Mazilu a dat un extemporal la începutul anului. Și mi-aduc aminte de subiect. Era subiectul termometru de minimă și maximă. Asta era subiectul. Și mie mi-a plăcut această parte a cursului și, într-adevăr, am stat și am învățat-o perfect. Și la acest extemporal am luat nota cea mai mare care a dat-o. A spus profesorul când a intrat, zice, dumne, e o teză care eu cred că a fost copiată. Și de aceea îi dau 8, deși merita 10. Eu nu m-am sculat să-l întreb, dumne, dacă meritam 10. De ce? Și nu m-ați prins copiind. Deci trebuie să-mi dați 8. Ori mă prindeți copiind și îmi dați 4 sau 1, ori dacă am scris 10, dați-mi 10. Asta trebuia să îmi reproșez că n-am întrebat. Dar la vârsta aia abia mi-a curaj să-l întreb așa ceva. Acesta este un mesaj pentru toți prietenii și colegii mei, prietenii mei din trecut, prietenii mei de astăzi și prietenii mei, sper, din viitor. Tot ce facem în viață este rezultatul pregătirii din copilărie și din tinerețe. Pentru mine, această pregătire a fost liceul Cantemir Vodă. Când am ajuns la Montreal, după aceea la New York și după aceea la Londra, am realizat că tot ce știam a fost pus, baza a tot ce știam a fost pusă la școală, la liceu. Și liceul este unde am devenit din băiat om, unde am învățat despre cinste, despre onoare, despre caritate, despre cum trebuie să te comporți în societate, despre cât greu trebuie să muncești și cum să respecti și cum să duci cu tine onoarea națiunii tale. Rezultatul la tot ce am învățat este că am reușit să construiesc întâi la New York și după aceea la Londra al doilea centru financiar cel mai mare din Europa. Așa că atunci când mergi la New York sau când mergi la Londra și te uiți la skyline, când te uiți la cer, poți să te gândești că a fost construit de un absolvent al liceului Cantemir. Speranța mea este că tinerii care studiază astăzi la liceul Cantemir vor urma acest exemplu și pleci de la liceul Cantemir, poți să ajungi oriunde în țara ta sau în lume și să faci onoare și liceului tău și națiunii tale și vei fi totdeauna pregătit și vei fi unii dintre cei mai buni ambasadori pentru țara ta. Sărbătorim 150 de ani de la înființarea liceului nostru și ce doresc liceului este un alt 150 de ani cu aceleași succese, să meargă din ce în ce mai bine și să producă oameni din ce în ce mai buni care să reprezinte țara și să fie totdeauna o mândrie pentru poporul nostru. Liceul Cantemir a însemnat enorm. Marele avantaj al meu a fost acela că toți profesorii mei erau profesori, să zicem așa, între ghilimele, interbelici. Erau profesori de mare calitate care se formaseră înainte de război și în timpul războiului. Una peste alta, în ciuda atmosferei politice sufocante din acel moment, amintirea mea despre liceu este benefică, chiar luminoasă, pentru că am avut de-a face cu profesori de mare calitate, care s-au priceput să facă din liceu
din școala românească de acel moment, un fel de insulă izolată față de rest. O insulă în care domina cultura și acumularea intensă de cunoștințe. Una dintre marile realizări ale școlii românești vechi a fost aceea că liceul unifica generații. Am avut colegi care veneau din sate, am avut colegi care veneau din mediul muncitoresc, din mediile mai înalte, colegi ai căror părinți dispăruseră. Marea calitate a liceului în acel moment a fost faptul că îi trata pe toți la fel. Să știți că eram o elită. Cantemir făcea parte din top. Am făcut liceul la un liceu de foarte bună calitate. Dar la o parte tradiția, poate și tradiția conta. Dar nu tradiție e vorba aici, e vorba de nivelul real al învățământului. Or, Cantemir era într-adevăr un liceu de foarte bună calitate. Meseria mea de profesor a fost intim condiționată de prezența profesorilor de la liceul meu Cantemir. De la mulți dintre ei am învățat cum e să fii profesor. Nu cum e să fii profesor, cum e să fii un profesor bun. Dacă acea școală a reușit între zidurile ei să creeze un anumit spirit, atunci să știți că cei care au absolvit acea școală se recunosc după aceea între ei. E un spirit care dăinuie. În acest sens, dorința mea, că e o dorință platonică, dar mă rog, este aceea ca, în țara noastră, cât mai multe școli să creeze acest spirit. În așa fel încât absolvenții acelei unități de învățământ să se recunoască spontan între ei, pentru că au aparținut cândva aceluiași cadru formativ. Tot ce pot ura școlii românești este ca să fie cât mai multe licee de tip Cantemir în România, acum și în anii următori. Bineînțeles, sala de sport, în care am deprins basketul cu profesorul Henry Krosowski. Sigur, erau profesori excepționali, chiar dacă atunci disciplina fiind mai severă, mai aspră, noi priveam cu totul altfel decât astăzi, când amiciția între dascăl și elevi atinge alte cote. În primul rând, profesoara mea de matematică, doamna Iosefina Cernica, datorită ei am ajuns să iau o groază de premii la olimpiadele de matematică, culminând cu premiul al doilea la Olimpiada Națională. Am și acum pe perete diploma semnată de academicianul Grigore Moisil. Apoi cel de basket, antrenorul de sport, Henry Krosowski, datorită căruia am ajuns să fiu capitanul echipei de basket a liceului nostru și apoi campion național de junior cu școala sportivă de elev numărul 2 și să ajung să joc în divizia B. Imnul liceului Cantemir. Cantemir este numele școlii ai cărei elevi suntem noi, suntem noi, sus fruntea că știm să fim soli, progresului vremilor noi. E, cam așa cântam la cor, dar ceva mai bine. 150 de ani cumplit de mult, dar mă bucur că am participat și la aniversarea centenarului, ocazie cu care am fost foarte încântat să apar în cartea profesoarei mele, Iosefina Cernica, profesor și elev matematiciene liceului Cantemir, alături de alte celebrități în frunte cu Dan Barbilian firește. Și iată-mă acum, fiind alături de toată lumea și la 150 de ani. Primul lucru de care mi-aduc aminte când mă gândesc la anii de liceu sunt colegii deosebiți pe care i-am avut, dar și mulți dintre profesori. Îmi aduc aminte și de clădirea veche a liceului, care se clătina de câte ori trecea tramvaiul și în care ne era frig iarna. Pot spune că unii profesori m-au influențat destul de mult în alegerea carierei, dar și a locului de viață. Am părăsit România în anul 2005. Profesorii buni
ne-au dat ocazia să ne pregătim pentru viitoarea noastră carieră și au găsit un balans potrivit între programa de liceu și preferințele fiecăruia. Nu țin minte să fi avut un mentor anume, nici nu cred că exista rolul ăsta pe vremea mea, însă profesorii de matematică, informatică și limbi străine au avut un rol deosebit în alegerea carierei. Eu am fost un coleg liniștit și destul de retras, iar ca șotii am mai lipsit de la vreo oră ca să jucăm biliard. Într-o zi, lipsam de la ora de franceză și ne-am întâlnit chiar cu profesoara în drum spre club. Însă fiindcă era ziua unui coleg, ea ne-a învoit pe loc. Nu pot spune că am pierdut cu ocazia asta ceva deosebit de important. La bacalaureat, la limba franceză, am obținut nota maximă. La facultate am fost în aceeași grupă 7 cantemiriști, chiar 6 din aceeași clasă. Chiar și acum, la serviciu, la München, am colegi care au absorbit cantemirul la București. Da, pot spune că există un spirit cantemirist căruia îi aparțin și eu. În trei cuvinte, prieteni pe cinste. Cu mulți dintre colegi mă întâlnesc și acum, pe cât de des se poate și prin multe țări ale lumii. Așadar, amintirile recente se amestecă printre cele de pe vremea liceului și îmi vine greu să le separ. Nu mi-aduc aminte de vreun eveniment anume care să mă fi marcat deosebit pe vremea liceului. Interdicții din anii de liceu? Era interzis fumatul, iar telefoanele mobile abia apăruseră și nu erau interzise. Era interzis să ne jucăm pe calculator în timpul orelor de informatică și erau angajați bodyguards care păzeau porțile liceului mai mult ca să nu iasă elevii în timpul orelor. La noi în clasă nu se copia, eram cu toții elevi de elită. Nu neapărat, clasa noastră avea profil de informatică cu 8 ore de informatică pe săptămână. Sunt câțiva colegi care lucrează în domeniul programării, dar alții s-au îndreptat spre medicină, stomatologie, arhitectură, business sau media. Am fost elev al liceului Dimitrie Cantemir, astăzi Colegiul Național Cantemir, cu mai bine de 60 de ani în urmă. Deci vorbesc despre o epocă omenește foarte îndepărtată. Între toamna anului 1953 și vara anului 1955 am făcut clasele a 8-a, a 9-a și a 10-a, pentru că noi aveam numai 10 clase. Era modelul împrumutat din Uniunea Sovietică. Un model care însă sluji de profesori buni și de elevi mai mult sau mai puțin silitori, a dat până la urmă rezultate. Era o epocă foarte grea, dar epoca aceasta foarte grea nu era foarte vizibilă de noi, elevii liceului. Pentru noi era o epocă de exuberanță, de tinerețe și melancolia cu care vorbesc despre acei ani stărui. Noi, în liceul Cantemir, eram într-o insulă, într-o insulă de carte, pentru că trebuie să se știe că în acea epocă stalinistă și imediat post-stalinistă, un liceu precum Cantemirul avea profesori iluștri. N-am să-l uit pe profesorul meu de matematică, profesor Roșu, n-am să-l uit pe profesorul de istorie, Bădină, cel care mi-a încredințat mai târziu când eram student și niște ore la liceul Cantemir. N-am să-l uit pe directorul cu o prestanță și o viziune aproape liberală, Oisie Șafran, o rudă a marelui Rabin Șafran, care era de o toleranță impresionantă, între paranteze fie spus, pentru că eram destul de zburdalnic. Când erau funeralele lui Stalin, a chemat-o pe mama mea și mi-a spus: doamnă, pe Răzvan trebuie să-l exmatriculez 2 zile din liceu ca să nu-mi facă cine știe ce șotie politică. Era un liceu de mare prestigiu,
Familia mea a ținut să fac liceul Cantemir, deși nu locuiam în apropiere, străbăteam tot bulevardul Dacia ca să vin acolo, ar fi fost mai ușor să mă dea eventual la Sfântul Sava, care era în vecinătatea imediată a locuinței mele, dar ai mei au ținut să fiu elev la Cantemir. Și Cantemirul rămâne pentru mine o amintire frumoasă dintr-o epocă istorică mai puțin frumoasă. Sentimentele care mă leagă de liceu sunt profunde. În primul rând că sunt am fost un elev al acestui cartier, un cetățean al acestui cartier și am crescut în el. Am făcut școala primară vis-a-vis la Vasile Alexandrie, așa că atunci când am pășit în liceu, acum 75 de ani, iată, în 1943, n-am făcut decât să... Pe atunci nu era stop, cum ar putrezi, să mă ferez de mașini ca să intru direct pe poarta elevilor de la liceul Cantemir. Dar momentul din 1943 pe care îl am în minte când am intrat în liceu și clasa întâia pe care am urmat-o aici, a fost unul din momentele tragice ale bucureștenilor și ale țării, în sensul că în acel an au existat în plină conflagrație mondială atacuri aeriene asupra Bucureștiului, țintele erau alese absolut aleatoriu și atunci vă dați seama că școala a avut de suferit. În curtea liceului casei vecine s-au amenajat pe terenul astăzi care aparține vecinilor niște tranșee, niște șanțuri în care la nevoie elevii și profesorii în caz de atac aerian și cu alarmă se vor putea refugia. Și mi-amintesc că la 4 aprilie, când a fost primul, 1944, când a fost primul atac aerian asupra Bucureștiului, pe care l-am trăit din plin, dar numai școala se suspendase la 1 aprilie, am trăit această teroare, pentru că în zilele premergătoare în acestui atac, primăria, autoritățile au instituit stări de prealarmă, adică niște exerciții de alarmare a populației. Și atunci nu mai știai când apare un asemenea exercițiu, dacă este o realitate sau este numai o pregătire. Profesorii care ne-au întâmpinat au fost de foarte bună calitate, de excelentă calitate, și ne-au introdus cu multă dragoste în tainele învățământului, învățăturii. În primul rând, directorul liceului pe atunci era profesorul Dumitru Ionescu Sachelare, un cărturar, deși profesor de geografie, nu l-am avut profesor, era numai la cursul superior, pe atunci știți că liceul era curs superior și noi inferior eram la inferior, dar profesorul era, am aflat după aceea, discipul al lui Simeon Mehedinț, care a fost marele corifeu al geografiei românești și europene și care a venit în școală, în apostolatul școlar, introducând nu numai farmecul legilor foarte plăcute de geografie la elevii claselor respective, dar și lecții de istoria artei. Păstrez în memorie că pentru elevii interesați, cei care doreau să se cultive în istoria artei, care nu era materie, nu era disciplină de predare în școală, în liceu, el a instituit lecții libere care erau urmărite cu mult interes de elevi din diferite clase. 1943, începutul. Încheierea 1951, după 8 ani de studii de liceu. Deci, în 1951 am încheiat studiile liceale. Dar anacronismul și discriminarea epocii a făcut ca, în realitate, noi am făcut 8 ani de liceu, 8 ani de școală medie, cum se numea atunci, și, în realitate, noi am terminat clasa 11-a, nu clasa 12-a, cu cele 4 clase elementare. Tocmai cunoștințele aprofundate de limbă franceză, dobândite prin osârdia multor profesori, dar
profesorul Beliș este prototipul profesorilor eminenți de franceză, m-au făcut să mă apropii de literatura științifică, geografică. În liceul Cantemir a existat printre elevi și poate indusă și de profesori o tentație pentru punerea în scenă, pentru regie. Și deci, deși asta nu e o disciplină, am avut foarte mulți colegi din anii mai mari care au fost eminenți actori și regizori, Radu Penciulescu, cine n-a auzit de el, s-a pus în scenă în Șirte Mărgărite. Ori pentru în Șirte Mărgărite de Victor Eftimiu era nevoie de partenere fete. Deci, iată, chemarea onor direcțiunii de a stabili legături cu liceele de fete din zonă, cu Regina Maria, cu școala centrală mai ales și cu liceul ortodox de fete de pe Calea Moșilor. Și am pus în scenă nu numai piesa asta, dar și ultima oră a lui Mihail Sebastian, care tocmai atunci apăruse și pe scenele centrale, pe scenele bucureștene, și care a fost urmărită cu mult interes. Școala nu avea o scenă și un spațiu cum poate astăzi sala de sport o mai poate oferi. Am folosit atunci teatrul cinematograful Mogador de pe strada Eminescu. Cantemirul a fost totuși o emblemă. Culoarea roșie ca atare de pe chipiu și după aceea, mai ales pentru cursul superior, faptul că ni s-a atașat pentru cursul superior o banderolă pe culoarea roșie care indica că suntem adolescenți, suntem trecuți de 14 ani și suntem liceeni, dar cu aceeași culoare, cu aceeași culoare roșie distinctă a Cantemirului și cu numărul matricol care îl purtam cu cinstire și cu plăcere.